Beatriz! Salutare tuturor! Astăzi vreau să învățăm împreună câteva tehnici de autoapărare, așa că am apelat la prietenul nostru, Cristi Mitrea. Bună! Bună, la mulți ani, bine v-am găsit! Te rog să ne ajuți să ne ajutăm, cum s-ar spune. Perfect, foarte bună replica. Într-adevăr, e nevoie de câteva lucruri subtile pe care trebuie să le știți, mai ales voi femeile, pentru că sunteți partea a naturii mai firavă. În ideea în care sunteți atacate, vreau să spun cel puțin acum, repede, cât avem timp, aveți cel puțin 3-4 arme pe care nu le conștientizați tot timpul și e foarte bine de știut că trebuie să apelați la ele, sunt cele mai ușor de folosit și anume aveți glas, aveți unghii și câteodată aveți și tocuri, doamnelor, și puteți să faceți foarte mare damage. Bun, ce vreau să-ți arăt acum, într-o primă situație, de exemplu, în situația în care cineva te împinge, te aduce la pământ, eu am nevoie să mă ridic în siguranță. Tu ai nevoie să te ridici în siguranță, vom arăta astăzi ridicarea de siguranță, Gracie se numește. Este o ridicare în care noi avem nevoie de timing, da? Avem nevoie de o fereastră, să facem loc și spațiul așa fel ca noi să facem disengage, să plecăm practic de acolo în siguranță. Acum, da? Suntem jos, da? Bun, în situația asta vreau să fac postură în palmă și picior opus. Mâna asta este aici în față, ne protejează de orice alte lovituri care pot veni către noi. Picioare, bețe, orice altceva, o umbrelă să spunem, da? Atacatorul vine și vrea să-ți dea cu umbrelă în cap. Mâna este sus, brațul este sus. Vreau să postez în mână și picior opus, să ridic șoldul și piciorul, să lovesc sub genunchi. Da? Gândește că vin acum în fața ta și o să-ți arăt, o să arătăm. Lovesc, trag piciorul pe după mâna cu care am postat, m-am ridicat și am reușit să plec. Vreau să fac disengage tot timpul, niciodată nu ne punem la luptă cu bărbații, pentru că, așa spune natura, sunt mai puternici decât noi și nu avem nevoie de asta. Repede înainte să vedem cum am înțeles. Așa. Mână și picior opus, perfect. Vin către tine, lovești sub genunchi. Așa. Perfect. Au, s-a rupt. Bun, și ai plecat. Spate, da? Da? Asta e o ridicare de siguranță, Gracie. Te ridici în siguranță, îți dă secunda ca tu să poți să pleci. Da? Ce mai putem să facem astăzi? Putem, de exemplu, să arătăm o ducere la sol, tot așa, în ideea în care suntem loviți. Să zicem că vrea să lovească cu palma, cu pumnul, nu contează. Vreau să faci un V din braț și antebraț, ca și când mi-aș face freza. Așa parăm, ducem mâna la ureche, prin păr, poc, aici, perfect. Când lovesc, trebuie să mă ating aici. Da. Vreau să scad nivelul, să fac o centurare. Centurare înseamnă că luăm în brațe, luăm oponentul în brațe, vreau să-l trag de deasupra bazinului, vreau să-l trag către mine, să vin cu piciorul să agăț și îl duc jos. Am ajuns aici, iarăși din nou pot să fac disengage, să plec, să nu am niciun contact cu el. Hai să încercăm. Bun. Pof. Așa. Da, nu ducem capul jos, nu ducem privirea către pământ, pentru că am nevoie vizual să am contact tot timpul cu el, să văd ce face, dacă vrea să mă lovească, unde se deplasează. Bun, așa. Bun, bine. Scad un pic nivelul, vic jos, da, ca să mă iei în brațe. Așa. Capul în exterior. Capul în exterior, adică capul așa, aici. Mă iei în brațe, da, tragi către tine și piciorul tău drept vine și agață piciorul și meu stâng. Perfect. Bof. Și tu ai plecat. Asta e tot ce mă interesează, da? Uite, și de aici fac ridicarea de siguranță, Gracie. Astea sunt lucruri de care trebuie neapărat, pe care trebuie neapărat să le știți. Să le aveți în arsenalul vostru de tehnici de autoapărare. Ce mai învață cei care vin aici și vă calcă praiul la sală? Păi aici noi avem, de exemplu, jiu-jitsu pentru copii, jiu-jitsu pentru adulți. Fetele, bine să vină la clasele de jiu-jitsu, pentru că vor învăța toate tehnicile de autoapărare necesare. Avem pentru copii, tot așa, avem kickbox, kickbox de adulți și pro. Și MMA, iarăși pentru foștii mei elevi și cei noi care vor să învețe tehnicile artelor marțiale de a se lupta în cușcă. Deci antrenamente și pentru începători și pentru avansați. Pentru toată lumea. Ce mai important pentru copii, pentru că noi punem mare accent pe partea asta de tineret, pe generațiile care vin în urmă. Mulțumesc, Cristi, sperăm că v-au fost utile informațiile pe care le-ați aflat de la noi. Atât de aici ne întoarcem la voi. Te rog frumos, Cristi, să ne înveți și pe noi în platou aici să ne apărăm de potențiale pericole, că după ce s-a întâmplat mai devreme la Vorbește Lumea, s-a inventat perversa de la Vorbește Lumea.